Adriana Bădănoiu a devenit vicepreședinte al Consiliului Județean. Pentru ca acest lucru să se întâmple, a fost nevoie de un simplu vot formal al consilierilor județeni USL. Vreau să vă spun că delegația permanentă teritorială a PNL Mehedinții, prin vot secret, m-a ales cu majoritate covârșitoare să reprezint în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean PNL și USL. Voi promova toate proiectele și inițiativele care vin de la consilierii județeni, dar și eu voi avea în vedere să propun proiecte pentru bunăstarea locuitorilor județului Mehedinți. Cred că am puțină experiență pentru a ocupa această funcție. Puțina experiență despre care vorbește Adriana Bădănoiu înseamnă de fapt modesta experiență pe care a căpătat-o la singurul loc de muncă deținut, acela de secretară de partid. A fost secretara senatorului Alexandru Morțun, iar mai apoi a promovat și a fost numită secretară la organizația județeană PNL. Numirea ei i-a luat prin surprindere pe membrii vechi ai partidului care au înghițit în sec la aflarea veștii. Cum vedeți faptul că dintre toți consilierii PNL cu vechime, unii dintre ei, dumneai a fost nominalizată să preia funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean? Când acum? Da. Ei hotără. Vi se pare o decizie corectă, îndreptățită? Nu știu ce spun exact, nu mai știu ce au mai făcut acolo. Nu vreau să comentez prea un tasa, că nu știu ce au făcut și ce s-a întâmplat. Când au nominalizat acum? Astăzi. Astăzi. A și ocupat funcția. Da. Adriana Bădănoiu a fost și secretară a Partidului Național Liberal. A fost mai mulți ani secretar acolo, da. Este consilier județean al Partidului Național Liberal și poate să obțină această funcție la fel cum poate să obțină și ceilalți consilieri județeni. Din punct de vedere profesional, credeți că are calitatea de a ocupa această funcție? Da, eu cred că are această calitate. Și toți ceilalți bine care sunt mai valoroși. Ce locuri de muncă anterioare a avut Adriana Bădănoiu? Alegerea Adrianei Bădănoiu în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean reprezintă o pălărie mult prea mare pentru o experiență atât de modestă. Declarația a fost făcută de Andy Nodiți, fostul vicepreședinte al instituției. Eu cred că cineva face o glumă foarte proastă cu locuitorii județului Mehedinți și cred că la cât de proastă este această glumă, autorul ei nu poate fi decât Adrian Doicu, care a reușit, iată, să găsească pe cineva sub calitatea lui pentru a-și lua ca vicepreședinte. Sunt foarte curios dacă noul vicepreședinte, care presupun că înlocuindu-l pe Mazilu va răspunde de direcția tehnică, sunt foarte curios dacă poate să facă diferența între kilogram și kilometru, în condițiile în care una din principalele atribuții ale vicepreședintelui direcției tehnice este aceea de a superviza și de a semna pe situațiile de lucrări ale Consiliului Județean Mehedinți. Este o funcție de înaltă responsabilitate în care, cu mult regret o spun că a fost membru al Partidului Național Liberal, cu mult regret o spun că nu s-a găsit un liberal mai bun care să meargă și să ocupe această funcție. În ceea ce privește persoana care a fost propusă, desigur o cunosc, a fost secretara biroului senatorial Morțun în perioada în care eu eram șef al acelui birou. Apreciez faptul că a reușit să ajungă atât de departe, dar consider că pentru mehedințeni și pentru liberali nu este absolut deloc reprezentativ. Insist să cred că este făcută de Adrian Doicu doar pentru a-și subordona încă o persoană cu o capacitate intelectuală chiar mai redusă decât a lui, așa cum am spus de altă dată, lucru de altfel foarte, foarte greu de găsit, și insist să spun că mehedințenii, iată că au un ghinion dublu, pe lângă un președinte de la toplet, care nu poate fi foarte interesat de dezvoltarea județului Mehedinți, chiar dacă s-ar pricepe, deși nu se pricepe, au acum și un vicepreședinte de pe la Roșior de Vede. În anul 2009, Adriana Bădănoiu a dat declarații în fața polițiștilor. Ea a fost prinsă de angajații unei firme cu capital privat în curtea instituției în care intrase prin nefracție. Pentru a se legitima, a folosit o legitimație eliberată de Autoritatea pentru Ordine Publică Mehedinți, comisie din care făcea parte. Scandalul a fost reflectat pe larg atunci de presă. Totuși nu putem trece cu vederea faptul că Liviu Mazilu, cel pe care l-a înlocuit Adriana Bădănoiu, era recunoscut drept o persoană care a prețuit școala. Despre Bădănoiu se știe că ar fi absolvit cursurile colegiului de institutori din Drobeta, Turnu Severin. În mod normal, în fruntea unei instituții atât de importante, este nevoie de persoane bine pregătite, care să reprezinte un exemplu pentru cetățeni. Dar se pare că Mehedințiul nu stă bine la acest capitol, dacă ținem cont de faptul că Adrian Doicu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, este absolventul controversatei Universități Biotera. Despre el se știe că a început dreptul în 1998, iar un an mai târziu era deja licențiat. La o scurtă privire, nu putem spune că ne mândrim cu cei pe care îi avem în fruntea județului. În orice caz, nu sunt un bun exemplu la capitolul educație.